Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Cojocaru și vă invit să urmărim împreună grupajul informativ al zilei. Pentru început, haideți să vedem care sunt titlurile acestei ediții. Accident grav petrecut pe DN13 între Măieruș și Rodbav, detalii în jurnal. Accizele la combustibil vor crește în două etape, prima majorare va fi în 15 septembrie. Taxele pentru cazarea studenților căminiști ar putea crește ușor, iar prioritate la numărul de locuri vor avea bobocii din anul întâi. Detalii la știri. Două persoane, un bărbat și o femeie, au fost transportate la spital în urma unui accident petrecut pe DN13 între Măieruș și Rodbav. Victimele au rămas încarcerate și au fost salvate de pompieri. Potrivit datelor oferite de reprezentanții ISU Brașov, operațiunea de descarcerare a fost extrem de dificilă, fiind necesară decopertarea autoturismului. Accidentul din această după-amiază de pe DN13 dintre Măieruș și Rodbav, în care au fost implicate un autoturism și un autocar, a avut loc în condițiile în care primul autovehicul menționat a pătruns pe contrasens. Polițiștii au stabilit că șoferul autoturismului se deplasa dinspre Brașov către Rupea, în momentul în care, într-o curbă deosebit de periculoasă, la stânga, a derapat din cauza vitezei și a pătruns pe contrasens, unde s-a întors perpendicular pe axul drumului, lovind autocarul cu partea dreaptă. În autovehiculul care circula regulamentar se aflau 23 de pasageri. În urma impactului, șoferul autoturismului și pasagera din dreapta sa au rămas încarcerați, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Cele două victime au fost transportate apoi la spital, femeia fiind în stare de inconștiență. Persoanele aflate în autocar au scăpat fere. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ministrul Finanțelor a făcut anunțul care nemulțumește în special conducătorii auto. Accizele la combustibili vor crește în două etape. Prima majorare va fi la 15 septembrie, iar cea de-a doua la 1 octombrie cu câte 0,16 lei pe litru de combustibil. Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa a anunțat miercuri la începutul ședinței de guvern că accizele la combustibil vor crește în două etape. Acesta a explicat că termenele pe care le-a stabilit sunt 15 septembrie și 1 octombrie. În fiecare dintre etape, acciza la toate cele trei categorii de combustibil, benzină cu plumb, fără plumb și motorină, crescând cu câte 0,16 lei. Va fi o creștere cu 0,16 bani pe litru pentru toate cele trei categorii de combustibil, benzină cu plumb, fără plumb și motorină, și data de 1 octombrie va fi o dată cu care va crește cu încă 0,16 bani pe litru pentru aceleași trei categorii. Ministrul a spus că măsura de creștere a accizelor la combustibil va fi luată în etape pentru a nu produce un șoc la nivelul consumului care poate genera creșteri de preț. Astfel ar urma scăderi de consum și poate afecta bugetul de stat, având încasări mai mici. Cazările în căminele studențești din Brașov vor începe la sfârșitul lunii septembrie. Pentru anul universitar 2017-2018, taxele pentru cazarea studenților căminiști ar putea crește ușor, iar prioritate la numărul de locuri vor avea bobocii din anul întâi. Taxele pentru cazarea studenților căminiști înscriși la cursurile Universității Transilvania s-ar putea majora anul acesta la Brașov. Cu toate astea, nu vor depăși valoarea de acum 2 ani, iar creșterea va fi de câțiva lei, totul din cauza majorării costurilor utilităților. Universitatea Transilvania anul acesta va majora tarifele la cazare, dar într-o limită suportabilă, ceea ce înseamnă că va fi o creștere în jur de 6%. Noi nu am cazat studenți cu mai mult de 2 restanțe. Asta ar fi o primă condiție. De asemenea, au prioritate la cazare studenții care sunt bursieri ai statului român, studenții orfani de ambii părinți cu probleme sociale deosebite și ceilalți studenți. Ceea ce insistăm și anul acesta, insistăm pe un lucru, și anume ca cei din anul întâi, deci bobocii, să aibă asigurate cel puțin 20% din locurile de cazare pentru a le da un imbol așa de încurajare pentru ceea ce va urma ca și viață de student. În această vară, căminele studențești au intrat în renovare, au fost anvelopate și zugrăvite fațadele exterioare. În același timp, conducerea universității are în plan ca până la sfârșitul acestui an să schimbe și o parte din mobilier. Din păcate, anul acesta, pentru câteva cămine, au fost câteva întârzieri, pentru că, nu știu dacă știți, aceste lucrări în fiecare an sunt scoase prin sistemul acesta de achiziții publice electronic la licitație, iar pentru anumite cămine nu am avut efectiv ofertanți pentru lucrare.
dar într-un final am rezolvat acest lucru și cred că până la 1 octombrie toate căminele vor fi pregătite pentru începutul noului an universitar. Universitatea Transilvania are 13 cămine și ca în fiecare an cazările vor începe la sfârșitul lunii septembrie. La fel ca în anii precedenți, prioritate la cazare vor avea bursierii, cei care nu au mai mult de 2 restanțe, precum și cazurile sociale. Salariile angajaților din sistemul penitenciar vor crește în perioada următoare. Majorarea lefurilor personalului din penitenciare a reprezentat principalul motiv pentru care ședința de guvern de miercuri a fost amânată. Proiectul de act normativ pentru majorarea salariilor angajaților din sistemul penitenciar va fi discutat în ședința de guvern de miercuri, a anunțat premierul Mihai Tudose. La rândul său, ministrul Justiției Tudorel Toader a spus că au fost obținute toate avizele pentru acest proiect de act normativ. Legea 152/2017 a fost aprobată și avem ordonanța 99/2016, prin care s-a mărit nivelul de salarizare pentru funcționarii cu statut special din categoria Ordine Publică și Siguranță Națională. Funcționarii cu statut special din penitenciare fac parte din această categorie, însă n-au fost prinși în ordonanța respectivă. În felul acesta a apărut o diferență de salarizare între cei făcând parte din aceeași categorie familie ocupațională. Guvernul ia în calcul construirea a 2 noi penitenciare la Berceni și Caracal. Sindicatele au insistat pe soluția modernizării penitenciarelor existente și a construirii de noi pavilioane care să asigure condiții mai bune de lucru și de detenție. În același timp, sindicaliștii i-au mai cerut premierului ca bugetul penitenciarelor să nu fie redus, așa cum se preconizează, și să se asigure resurse pentru modernizarea acestuia și îmbunătățirea condițiilor de lucru. Plata defalcată a TVA devine obligatorie de la 1 ianuarie 2018. Executivul a adoptat miercuri printr-o ordonanță instituirea plății defalcate a taxei pe valoare adăugată, TVA. Pentru plata defalcată a TVA s-a stabilit ca termen obligatoriu de implementare 1 ianuarie 2018, fiind și o dată opțională aceea de 1 octombrie. Astfel, firmele care vor opta pentru implementarea TVA-ului split la 1 octombrie vor avea unele facilități fiscale, precum reducerea cu 5% a impozitului pe profit. Potrivit ordonanței, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația de la 1 ianuarie 2018 de a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA aferente operațiunilor taxabile. De asemenea, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea aceleași obligații de a deține un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoare adăugată aferentă livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii taxabile realizate. Pentru cei care optează începând cu data de 1 octombrie, vor avea niște facilități fiscale, pentru că am avut mai multe discuții cu mediul de afaceri și cu întregii reprezentanți ai partenerilor sociali care au ridicat probleme legate de termen și ăsta este motivul pentru care am înțeles și am extins termenul, astfel să fie o perioadă suficientă pentru a implementa această metodă. Potrivit actului normativ, în perioada premergătoare a aplicării obligatorii a măsurii, 1 octombrie-31 decembrie 2017, agenții economici pot opta pentru aplicarea opțională a plății defalcate a TVA, aceștia beneficiind de unele facilități, precum anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, și acordarea unor bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile micro întreprinderilor. Primul tren turistic românesc a pornit la drum joi 31 august din Gara Brașov. Proiectul este organizat de câțiva tineri entuziaști în parteneriat cu CFR Călători, după modelul celebrului tren Orient Express. Transilvania Train este trenul eveniment, trenul poveste și experiență de călătorie. Transilvania Train va circula în perioada 31 august-3 septembrie într-o zonă de Românie pitorească pe ruta Brașov, Sighișoara, Mediaș, Alba Iulia, Sebeș, Sibiu, Făgăraș, Brașov. Călătoria cu Orient Expressul de România reprezintă pentru cei care și-au rezervat deja bilete un prilej ideal de socializare, o experiență unică de vacanță, reunite nu doar într-un clasic pachet turistic, ci și într-un pachet cultural. Timp de 4 zile, participanții vor intra în atmosfera tradițiilor și obiceiurilor cu specific transilvanian, bucurându-se de activități recreative și educative unice, de la degustări de vin sau prânzuri câmpenești în regiuni cu încărcătură culturală, la diverse ateliere de lucru,
arhitectură săsească și echitație. Programul include și evenimente exclusiviste și rare, cum ar fi concertul de muzică clasică din Piața Mică din Sibiu sau concertul de orgă de la Biserica Evanghelică din Sebeș. Brașovul e mai bogat, asta pentru că turiștii străini au cheltuit în primul semestru al lui 2017 la Brașov 42 de milioane de euro. Datele statistice arată că în această perioadă s-au cazat la noi aproape 83.000 de turiști străini. Astfel, cei aproape 83.000 de turiști străini care s-au cazat în Brașov în primul semestru din acest an au cheltuit 42 de milioane de euro. Principalul motiv al sejurului petrecut de turiștii nerezidenți în România în trimestrul 1-2017 este reprezentat de afaceri, participarea la congrese, conferințe, cursuri, târguri și expoziții, cheltuielile acestora reprezentând peste 66% din total. Cel de-al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenți în România l-au reprezentat călătoriile în scop particular, dintre acestea evidențiindu-se călătoriile pentru vacanțe. Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanțe, cumpărături, evenimente culturale și sportive, vizitarea prietenilor și rudelor, tratament medical, religie, tranzit și alte activități. Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru cazare, fiind preferată cazarea cu mic dejun inclus. Cheltuielile turiștilor nerezidenți în restaurante și baruri au fost de 19,2%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat circa 12%. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, aproape 39% au reprezentat cheltuielile pentru cumpărarea alimentelor și băuturilor, urmate de cheltuieli pentru cumpărarea de cadouri și suveniruri. Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 52% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cele pentru bilete de intrare în muzee, obiective turistice, grădini zoologice sau botanice au reprezentat 51% din totalul cheltuielilor pentru recreere. Din totalul nerezidenților sosiți în România, 48% și-au organizat sejurul prin agenții de turism, iar aproape 33% și-au organizat sejurul singuri. 105 concurenți din 23 de județe ale țării participă la ediția a treia a festivalului Junior Music Fest, care va avea loc la Centrul Cultural Reduta în perioada 1-2 septembrie. Prima zi este dedicată în întregime concursului, urmând ca în cea de-a doua zi să aibă loc gala laureaților și recitalurile invitaților. Cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți Junior Music Fest va avea loc în perioada 1-2 septembrie la Centrul Cultural Reduta din Brașov. Este continuarea unui proiect început în anul 2015 de Asociația Kids Music Production. Este un eveniment care, chiar dacă pot să zic fiind un eveniment tânăr, are un impact destul de mare la nivel național. Vorbim de un număr foarte mare de participanți, diferite categorii de vârstă, din foarte multe județe. Ne dorim să avem cât mai multe evenimente culturale în municipiul Brașov. Multe dintre ele este bine să fie dedicate copiilor, ținând cont de faptul că este important să dezvoltăm acest latură copiilor noștri. Practic este un concurs de muzică și vom avea nume de impact din industria muzicală românească. Președinta jurului va fi Paula Selling, l-am adus pe Andrei Ștefănescu de la Alb și Negru, va veni interpreta Dalma, compozitorul Mihai Pocorski și vedeta italiană Ciro de Luca. Un număr de 105 concurenți din 23 de județe ale țării vor participa la eveniment. Notele vor fi la vedere, spun organizatorii. La ediția de anul trecut a festivalului au participat 95 de concurenți, iar marele trofeu a fost câștigat de gălățeanca Alessandra Spiridon. Călătorie imaginară în 7 arii protejate. Publicul care va vizita târgul Natură și Tradiții, ce va avea loc în Piața Sfântul Ioan în perioada 2-3 septembrie, va putea interacționa și va putea descoperi informații despre cele 7 arii protejate, atât din punct de vedere al atracțiilor naturale, cât și din perspectiva unor destinații turistice valoroase. În plus, producătorii și artizanii locali vor comercializa produse naturale și obiecte realizate manual, iar copiii și tinerii interesați vor putea participa la atelierele de educație ecologică și de meșteșuguri. Vă invităm în Piața Sfântul Ioan, în fosta parcare din spatele hotelului Aro, să descoperi 7 arii naturale protejate împreună cu producătorii și meșteșugarilor locali. Vă invităm să participați la ateliere demonstrative de educație ecologică. Vă învățăm să descoperiți urme, să identificați urme de animale, să identificați cum se monitorizează fauna în sălbăticie. Vă învățăm cum să identificați fluturii, de exemplu, de pe muntele Tâmpa.
Târgul își propune promovarea celor 7 arii protejate împreună cu artizanii și producătorii locali, vizitatorii având posibilitatea de a face o călătorie imaginară în aceste zone deosebite. Zona evenimentului va găzdui 7 arii protejate, SIT Natura 2000, Muntele Tâmpa și aria protejată Stejărișul Mare, Parcul Natural Comăna, Parcul Natural Vânători Neamț, SIT-ul Natura 2000 Soveja, SIT-ul Natura 2000 Zarandul de Est, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. Evenimentul va mai avea și multe alte momente interesante, printre care o tombolă cu premii, organizată în urma unui joc de tip căutare de comori, fotografii gratuite cu mesaje amuzante, precum și întâlnirea cu o replică inedită a unui dinozaur din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. Finanțator este Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Primul derby al sezonului în Liga a 4-a la fotbal este programat vineri de la ora 17 la Zărnești, între formația locală Olimpic și ASE Steagul Roșu. Iar în sezonul 2017-2018 al campionatului național de hockey, care începe pe 4 septembrie cu meciul dintre Corona Brașov și CSA Steaua București, s-au înscris 6 echipe. Mai multe detalii la rubrica Sport. Primul derby al sezonului în Liga a 4-a Brașov este programat vineri de la ora 17 la Zârnești, între formația locală Olimpic și ASE Steagul Roșu Brașov. Între primele două clasate, după cele două etape deja disputate, se anunță un meci de totul sau nimic. Interesul în jurul partidei de la Zârnești este uriaș, astfel că oficialii clubului organizator se așteaptă ca acest joc să se dispute cu casa închisă, mai ales că stadionul are doar circa 500 de locuri. De altfel, jandarmii de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov și polițiștii locali din Zârnești vor asigura măsurile de ordine publică și siguranța spectatorilor care vor fi prezenți la meci. De la Brașov, circa 200 de suporteri și-au anunțat prezența la meci, aceștia urmând să facă deplasarea cu mașinile personale. Fanii brașoveni vor sta la tribuna acoperită, iar suporterii echipei gazdă vor fi repartizați la tribuna a doua. Biletele la partida dintre Olimpic Zârnești și ASE Steagul Roșu au prețul de 10 lei și pot fi achiziționate de la stadion înaintea startului partidei. Toate meciurile din a treia etapă a Ligii a patra sunt ASE Aripile Brașov, ACS Voința Hurez, CS Chimia Orașul Victoria, ASE FC Precizia Săcele, ASC Olimpic Zârnești, ASE Steagul Roșu Brașov, ASE Inter Tărlungeni, ASE Prietenii Rupea, CS Inter Cristian, ASE Avântul Dumbrăvița, ACS Mecodlea, ACS Steagul Roșu Brașov, ASE Olimpic Voila, ACS Colțea 1920 Brașov, ASE Cetatea Homorod, AFCS Carpați Berivoi. 6 echipe s-au înscris în sezonul 2017-2018 al campionatului național de hockey, care începe pe 4 septembrie cu meciul dintre Corona Brașov și CSA Steaua București. Partidele se vor juca luni și marți de la ora 18:30 la patinorul olimpic din Brașov. Cele 6 echipe înscrise vor juca sezonul regulat în sistem divizie fiecare cu fiecare, iar apoi, conform clasamentului, se vor califica în semifinale primele 4 echipe care vor juca în sistem play-off, cel mai bun din 5 meciuri. Echipele calificate în finala mare vor juca în sistem play-off, cel mai bun din 7 meciuri, iar echipele învinse joacă finala mică în sistem play-off, cel mai bun din 5 meciuri, la fel cum vor juca și echipele clasate pe locurile 5 și 6. Biletele la partida dintre Corona Wolves și Steaua au prețul de 15 lei și pot fi achiziționate de la casa de bilete a patinoarului olimpic după ora 16. Ei bine, doamnelor și domnilor, ne apropiem de weekend și trebuie să aflăm cum va fi vremea în zilele următoare. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme senină. Minimele nopții nu vor coborî sub pragul de 10 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 27 de grade Celsius și soarele va fi prezent pe cerul orașului nostru pe tot parcursul zilei. Stimați telespectatori, grupajul informativ de astăzi a ajuns la final. Sunt Mihai Cojocaru, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!